Salutare, bă băieți, și bine v-am regăsit la o șmecherie de episod. Primul episod, să vedem cum o să iasă. A venit iarna și la noi. Să vedem dacă știi să mergi cu ATV-ul iarna. Este noroit că am mai ieșit eu odată cu el să filmez. Ăsta e ATV-ul. Nu știu cât de bine îl vedeți. Nu mai contează. Și a dat și la noi un pic de zăpadă. Poarta asta s-a rupt, trebuie să o fac astăzi. Dar e mai importantă ieșirea cu ATV-ul, bă băieți. Că a dat zăpada, bă. Asigurăm, lumile sunt aprinse și n-avem decât să-i dăm drumul. Trebuie să dăm pe low. S-a speriat și fata asta de noi. Sunt și eu un începător cu ATV. Hai să-l dăm pe H și dacă murim, măcar să fim siguri că murim. Bă, dar nu vrea să plece de loc, băi, gheață rudă, tot jos. Ia. La pată. Te-ntoarce imediat pe 4x4, e altceva. Oho, colom cu șanță, direct. Ia-mă, hai să o băgăm aici, pe zăpadă. Ești nebun, ce te arunc. Da, m-am uitat să vă spun ce avem aici în față, exemplarul ăsta de excepție, e un... CF Moto 450S. N-ai ce căuta pe 4x4 pe zăpadă, mă. Te duci și pe 4x4. E distractiv rău, bă. Ce să vă zic? Mi s-a
să aburesc ochelarii, nu mai mi-am luat casca și mi-au înghețat mâinile, că am luat niște mănuși pe Panorama, calimele le-am udat de noroi data trecută. CF-ul pe 4x4. Ia și pe 2x2. Dacă n-ai 4x4 pe gheata asta, alunec. Să nu mai fim așa. Să-l dăm și pe H. Și mergem o leacă pe de vale pe aici, să vedem ce se mai întâmplă.
CFMoto 450S a fost de ăla de... A fost limitat la 60, am făcut, i-am scos limitare și am făcut un soft. Nu știu cât scăluțe are, dar trage mai tare decât unul normal. E forță rău de tot. Am mai avut și un Raptor de 660, un Lihai, dar Raptorul ăla tragea tare rău de tot. Lihaiul ăla era mor și l-am vândut și am luat ăsta. O să încerc să merg mai ușor, să ne înțelegem și noi și să nu mai închez de frig așa de rău. Evit acum mai vreți vloguri, poate veu sau par vloguri. Trebuie să lăsați părerea voastră acolo în comentarii. Nu uitați că eu o să le citesc pe toate și toate sfaturile o să le ascult dacă sunt productive. Din păcate aici la noi nu e zonă de munte. Nu prea o să avem vloguri, poate vreau așa urcări sau. Și din păcate nu am nici prieteni care au ATV-uri, așa să ieșim toți, să facem filmări. Poză la ATV, prima oară să-mi dezghet iar mâini, că mi-au înghețat, dar mai pot. O să-i tragem o poză la ATV așa, să avem pentru thumbnail de vlog. Nu? Nu mă vezi? Băi, da. Foto. Sau așa, cu dealul. Cu câmpia. Așa mă băieți, gata. Avem și poze de vlog. Iar dacă tot suntem la capitolul ăsta, să vedem dacă mai filmează. Filmează de 16 minute, e ok. Asta are un senzor, că am lăsat-o în treaptă. Gata. Pentru ieșiri cu ATV-ul, dar ne descurcăm și așa. Facem aici o întoarcere frumoasă. O să o luăm cu H-ul. Fără niciun problem. Sper să nu dăm de piliție.
deblocăm 4x4 și încercăm să facem un schimb aici în capot. Tragem frâna de mână și luăm contactul și am terminat și vă ziua de astăzi cu ieșirea. Da, mă, băieți, nu uitați de like, asta e casca, nu spuneți-mi, dați-mi o părere acolo frumoasă, iar luăm motocicletă, dar noi ne plimbăm cu ATV-ul. Suntem barosani, nu uitați acolo de like, share, subscribe și vreau părerea voastră în comentarii. Cam așa a fost primul episod și trebuie să închid eu acum ăsta. V-am pupat!